Acum aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Și pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Amin. Să ocupăm locurile. Sunt teologi care cred că una dintre cele mai mari lucruri, unul dintre cele mai mari lucruri care l-a făcut Dumnezeu în biserica de astăzi, în biserica modernă, este descoperirea închinării înaintea lui Dumnezeu. Când noi am făcut prima carte de cântări împreună cu soția, am fost scandalizați într-un fel pentru că majoritatea cântărilor pe care noi le-am găsit nu erau adresate lui Dumnezeu, cântau despre Dumnezeu. Și de cele mai multe ori cântau despre noi, despre necazurile noastre. Viața era grea, suferințe. Și așa mai departe, erau cântări de of și vai. Și foarte puține cântări cu adevărat de închinare erau printre cântările noastre din cartea de cântări. Deschideți orice carte de cântări românească și veți descoperi exact același adevăr. Avem foarte puține cântări care cântă lui Dumnezeu și foarte multe cântări care cântă despre Dumnezeu sau despre experiența noastră a oamenilor cu Dumnezeu. Închinarea, spunea cineva, este consumarea voită a dragostei față de Dumnezeu. Sau o altă definiție foarte frumoasă este, închinarea este reacția omului la prezența Domnului. La prezența Domnului. Întotdeauna când Dumnezeu a coborât, când Dumnezeu s-a revelat, s-a descoperit cuiva, oamenii aceia s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. Au căzut cu fața la pământ. Atitudinea de reverență față de prezența lui Dumnezeu a dus la închinare. Este reacția noastră la prezența lui Dumnezeu și ea se manifestă nu numai prin rugăciune, ci și prin cântare. Cântarea ar trebui să fie reacția sufletului nostru la prezența lui Dumnezeu în mijlocul copiilor Lui. De aceea, foarte des, noi asociem uh, cântarea cu bucuria. Datorită acestui fapt, foarte ușor cântarea noastră devine entertainment, devine distracție. Sunt chiar cântăreți faimoși uh, recent care spun că uh, închinarea ne-ar face foarte bine nouă, este terapeutică. Eu nu neg adevărul ăsta, dar cântarea de închinare nu este adresată nouă. Nu ne este adresată nouă. Se mi minte că, cred că în Chicago s-a întâmplat, a venit cineva la mine destul de nervos să-mi spune că nu-i plac cântările astea din biserică. Eu am spus, păi, e normal că nu-ți plac, nu le cântăm pentru dumnezeu. Astea sunt, sunt pentru Dumnezeu, nu pentru dumnezeu. Nu, nu cântăm să-ți placă dumnezeu a fost șifonat de adevărul ăsta, dar acesta ar trebui să fie adevărul. Cântările sunt pentru Domnul, nu pentru public. Și ar trebui să ne placă sau să nu ne placă. Lucrul ăsta nu contează așa de mult. Cred că ele au menirea să placă Domnului, să le cântăm în așa fel încât el să fie încântat de cântările noastre. Este o întreagă teologie aici și nu vreau să intru în seara aceasta în ea și nu vreau să dau lecții de muzică, mai ales muzicanților noștri. Dar uh, uh, muzica de închinare înaintea lui Dumnezeu este un factor extraordinar de important. Uh, eu cred că este mult prea important uh, față de neglijența noastră și față de tratamentul uh, care îl dăm noi muzicii din biserică. Dacă vă aduceți aminte perioada când cânta fanfara, no, fanfarele din bisericile noastre deveniseră un fel de fond sonor, după care puteam să discutăm noi în voie, că acum cântau ăștia și puteam noi să discutăm cu vecinii foarte bine. Ce să mai spun, că uneori avea, avea obiceiul să cânte când se elibera biserica. Atunci cântau băieții de numa-numa, aveau un chef de cântat extraordinar, și noi strigam unul la altul în biserică că nu ne mai înțelegeam datorită larmei care o făceau acești oameni. Ce să mai zic, că uneori erau folosite cântările să cântăm ceva, nu, până să face colecta. Cântăm ceva până să face colecta. Noi nu cântam, dar cânta cineva până să facea colecta. Să nu mai povestim, dacă continuăm ideile de azi dimineață, că atunci când prorocea cineva în biserică și nu ne plăcea, ridicam frațele o cântare, să la stupăm pe ăsta. Țineți minte de cântarea ca și uh, antidot sau uh, cântarea armă împotriva prorocilor care nu ne plăcea nouă. Țineți minte că este asta. A fost o practică foarte răspândită în mișcarea pentecostală când cântarea era folosită ca fond sonor de asupare a unui mesaj care nu ne plăcea nouă. Uh, nu știu dacă toate astea au contribuit la modul în care tratăm cântarea de laudă în biserică într-un mod incorrect dar adevărul este acesta cântarea devine un fel de reasă a bisericii lucram împreună cu soția la societatea misionară și avem pe Florenț Florenț era o româncă născut aici în America vorbea foarte rar românește și aproape că nu înțelegeam și într-o zi a venit la societatea misionară era ca un fel de bunica noastră a românilor de pe acolo, era înaintată în vârstă și ne aducea câteva, ceva de mâncare, zicea ea românească, mâncare, mâncare românească. N-am înțeles de cum devenise românească fasole cu pineapple. Nu. Luai o lingură de fasole cu pineapple și ți se strepezeau dinții pentru două zile. Dar venea Florence și a venit foarte necăjit într-o zi să ne viziteze și am întrebat-o ce s-a întâmplat, Florence. Zice, e nenorocire mare. Auzi ce a făcut pastorul nostru? Ce a făcut, domnule? Eu mă gândeam la lucruri grave, nu? Deci a băgat o chitară în biserică, domnule. A dus o chitară în biserică. A început să cânte la chitară, domnule. Ăsta o nebunie de, -a, de, -a binele. <laughs> Venea dintr-o biserică din asta foarte conservatoare, care numai armoniu, era pocăit, nu? Restul, toate celelalte instrumente erau absolut nepocăite. Bineînțeles că n-am putut să lămurim pe Florenț că toate instrumentele care laude pe Domnul sunt bune, nu? Și Dumnezeu cheamă toate instrumentele să laude. Atunci, studiind subiectul ăsta cu instrumentele care sunt pocăite și care nu sunt pocăite, mi-am dat seama că există trei feluri de instrumente muzicale în muzica clasică, instrumentele clasice, nu? Că acum au apărut synthesizers, nu? <gântă> ca Mătușă Mărie, dacă vrei, din ca din deal. Imite orice. Dar instrumentele clasice, muzicale, sunt de trei soiuri și ele scot muzică în mod foarte diferit unul de celălalt. De exemplu, sunt instrumentele de percuție, care, muzica se naște din loviturile instrumentului. Trebuie să-l bați bine pe fratele ăsta ca să cânte. Nu? Muzica se naște din bătăi, din, din lovituri. Știți că foarte multe muzică creștină s-a născut din lovituri? Ascultați cântările lui Trean și a lui Niculiță Moldoveanu, să vedeți că s-au născut din loviturile grele ale pușcăriilor, din bătăile de acolo. Apoi sunt instrumente cu coarde. Am avut o necaz că cineva mi-a făcut, o observație că nu se spune coarde, ci corzi. <gânt> Bineînțeles, v-am dus la dicționar, că nu poți decât cu dicționarul și pluralul la coardă este coarde, nu corzi. Mă rog, undeva cineva a folosit cuvântul în mod greșit și uh, instrumentele cu coarde. Muzica se naște din tensiunea care se creează în coardele respective. În coarda aceea metalică se creează o tensiune. Și la tensiune se produce muzica. Când vine tensiunea în viața noastră, producem vaete și mărieli și bombăneli, nu-i așa? Ha. Unii știu să facă muzică din tensiunea care se naște. Apoi sunt instrumentele de suflat. Muza muzica se naște din aerul, din vântul, din pneuma, din duhul care suflă în instrumentul respectiv. Asta pare mai spirituale decât celelalte, nu așa? Dar să te închini lui Dumnezeu, indiferent cu ce instrument muzical, să te închini lui Dumnezeu în necaz, în suferință, în momentele grele ale vieții, se pare că asta ăsta este secretul biruințelor creștinului. În seara aceasta am intitulat predica mea după versetul pe care l-am citit: Aduceți-mă în cântăreț cu harfa. Aș vrea să discutăm puțin despre a face muzică în pustie, a face muzică în situații diferite, a cânta lui Dumnezeu în situații imposibile. Pentru că asta a fost în vremea lui Elisei, o situație imposibilă. O situație fără speranță. Gândiți-vă, trei oștiri în setate s-a terminat apa, trebuiau să moară în pustie. După șapte zile de călătorit în pustie, trei armate din trei țări diferite au ajuns fără apă, le mureau vitele, mureau soldații fără, fără, apă. Pur și simplu, atât de disperați erau acești trei împărați, că au venit la prorocul lui Dumnezeu, au venit să bată la ușa lui Elisei. Vă dați seama ce umilință pe împărața aceea. Și culmea, îl găsesc pe Elisei cu capsa pusă, nu? Când îl vede Elisei pe Ioram, i-a sărit siguranțele al ăsta. Du-te la prorociul mai că te așa lui Nu? Du-te la mai te așa lui La mine vii. Nu m-aș uita la tine. Dacă n-ar fi împăratul ăsta lui, lui Iuda, un om al lui Dumnezeu, Iosafat, nici nu m-aș uita la tine. Nu te-aș băga în seamă. Îmi ziceau, frate, cap e un bât de rujă. <gântu -tășelor> nu? Știți ce? Nu știți? Vă traduc eu. Floarea soarelui. Asta când se usucă, rămâne un băț de la așa uscat. Floarea noastră a bărbaților. V-am spus dimineață, mai ales ne place de ea când se coace. Mâncăm semințele. Știți că nu te poți ruga la nervi? Nu s-a întâmplat asta, te certa cu nevasta? Culmea. Câteodată vrem să ne rugăm dimineața, nu? Avem devotion. Bem o cafea, probabil să ridică tensiunea un pic. Și avem un schimb de la, așa cum spune Sfânta Scriptură, un schimb mai aprig, mai ute de vorbe. Ne certăm bine și pe urmă urmează să ne rugăm, așa e? Uh -huh. Ne rugăm separat, ne rugăm în gând, ne rugăm altă dată. Elisei știe foarte bine treaba asta. E nervos, a, a, scăpat de sub control, i-a zis o ăsta ce trebuia să audă și acum frații au venit la tine să afle ce spune Domnul. Nu? Mai roagă-te tu acum. Credeți că Domnul e aproape când tu ești nervos? Eu nu cred că e chiar așa aproape. Elisei știe că are nevoie de liniște, are nevoie să se calmeze, are nevoie să se apropie de Domnul, are nevoie să-l de Domnul pentru ieșirea asta nesportivă și necivilizată. L-a tratat pe împăratul ăsta ca pe nobody. Așa l-a tratat. Probabil că merita. Nu? Eu nu zic că nu merita asta. Dar n-ar putea totuși prorocii ăștia să fie un pic mai politicoși, nu? Să fie mai drăguți, să te respingă așa mai elegant. Nu o să se o zică pe aia dreaptă. Ce li se știe? Acum are nevoie de ajutor din afară, are nevoie de muzică să se calmeze. El știe că atunci când cântă David și mai ales la harpă, duhurile arele fug. Până și nervii prorocilor fug, nu? Se calmează prorocii când cântă cântărețul special. Și atunci Elisei cheamă un cântăresc cu harfa. Știți că în Israel era o meserie foarte specială, acest cântăreț, acest, acest menestrel. În limba engleză îi spune menestrel. De fapt, este o derivație a cuvântului evreiesc, managen, managen sau hamagem. El cânta la un instrument cu coarde care se cheamă Neginot. Neginot. Dacă citiți o serie de psalmi, recomandarea psalmistului care a creat cântarea respectivă zicea să se cânte pe Meginot, să se cânte pe un instrument cu coarde, să se cânte pe o harpă, sau harfă, sau arfă, că sunt vreo trei Feluri de a se scrie cuvântul ăsta, mai ales în Biblie, acest menestrel, acest cântăreț special, era un om care își găsise o chemare din partea lui Dumnezeu de a chema prezența Domnului în timp ce el cânta. Am putea face un studiu vast în Vechiul Testament, pentru că David a fost un asemenea menajen, menestrel care aduce, coboară prezența lui Dumnezeu. Când cântă David, coboară prezența lui Dumnezeu și duhurile rele fug. Saul se simte bine, se simte eliberat. Și cred că Saul știe lucrul ăsta pentru că atunci când el a fost umplut cu Duhul Sfânt, în 1 Samuel, capitolul 10, de la versetul 1 la 16, este o poveste foarte interesantă. Prorocul trimite pe Saul și spune, vei întâlni o ceată de proroci care coboară de la jerfe cu alăute, timpane, fluiere și copze, cântând laudele lui Dumnezeu, Intră în grupul ăsta de cântăreți și va veni Duhul Sfânt peste tine și David, Saul a fost umplut de Duhul Sfânt la cântările acestor proroci care veneau de la Jerfe, cântând laudele lui Dumnezeu. În 1 Cronici capitolul 25, versetele 1 la 8, avem aici istoria lui Jedutun, un om al lui Dumnezeu, un cântăreț de genul acesta, Iedutun prorocea cu harfa, prorocea cu harfa, ca să laude și să mărească pe Domnul. Cum prorocea asta cu harfa, Domnul? Eu cred că Iedutun avea această chemare specială de a lăuda pe Dumnezeu în așa fel încât prezența Domnului era simțită de El și de cei din jur, când cobora Duhul Sfânt peste El, El prorocea și... Cânta și producea cântări noi pentru slava lui Dumnezeu. Să știți că toate cântările din Biblie, cântarea Anei, de exemplu, din 1 Samuel, capitolul 2, apoi Noul Testament, cântarea Elisabetei, cântarea Mariei, toate astea sunt niște rostiri profetice. Cântarea lui Moise. Gândiți-vă la cântările acestea și vedeți că ele sunt prorocii. Știți adevărul ăsta și este, cred că, foarte cunoscut că toate prorociile din Vechiul Testament sunt poezii, sunt poeme, sunt scrise în versuri. Acum, când traducem în limba română, nu mai putem să traducem în versuri, că stricăm textul și stricăm ideile. Nu? Că a traduce, nu? Traducător înseamnă trădător. Uneori, trădezi ideea de dragul formei. Dar prorociile erau poezii, poezii inspirate de oameni care cântau. Și unii dintre prorocii luau harpa, cobza sau eu știu ce, altă, ce alt instrument, cântau laudele lui Dumnezeu și venea Duhul Sfânt peste ei și prorocea. Prorociile s-au născut ca și cântări inspirate, dacă vreți, în, atunci când oamenii lui Dumnezeu se închinau Domnului. Pe când cântărețul, acest menestrel, cântă din harfa lui, mâna Domnului a fost peste Elisei. A coborât mâna Domnului peste Elisei. Acum nu știm câte cântări o trebuie să cânte asta până i-a trecut toți nervii. Până s-a reajustat la cele sfinte, nu? După ce a dat drumul la firea pământească bine de tot. Nu știm câte cântări a cântat. Dar în timp ce cânta, spune Sfânta Scriptură, că a venit mâna Domnului peste proroc și atunci Elisei a rostit profeția aceea. Așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi turmele voastre și vitele voastre. Un răspuns imediat, concret, de la Dumnezeu la o situație disperată. Un răspuns care vine în urma unei cântări de laudă, unei închinări înaintea lui Dumnezeu. Elisei se reconectează la cele sfinte. Muzica aceasta probabil îl ajută să uite de necazurile lui care le-a avut, să reconectează la, la cer, inspirația divină coboară și Domnul, care coboară în mijlocele laudelor copiilor săi, dă un răspuns, dă o soluție unei situații disperate în care se găsește această coaliție formată din trei împărați, din trei armate. Frați și surori, știm foarte bine că fiecare dintre noi dăm de necazuri și de dificultăți. Unele sunt mai mari ca altele. Și uneori li se pare că necazul nostru este cel mai mare dintre toate, nu așa? Că e al nostru. Haideți să învățăm lucrul ăsta extrem de simplu. Când vin necazurile, când dăm de o criză majoră, dacă nu știți să cântați la chitară sau la harfă, e ok, sau la keyboard, dar luați o carte din acea veche de cântări. Și cânte, câteva dintre cântările acelea vei care te-a învățat mama sau tata, cântele din nou. Cântele și laudă-L pe Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu în situația disperată în care te găsești. Și va veni inspirația de la Duhul Sfânt cu soluția pentru necazul în care tu te găsești. închine Domnului când vine criza din pustie. Laudă-L pe Domnul. Dă slavă lui Dumnezeu. Și ca să ilustrez acest adevăr și această nevoie pe care fiecare din noi o avem, am, am să vă dau două exemple. Iată-l pe Pavel și Sila în închisoarea din Filipi. Sunt nevinovați, sunt în lanțuri, cu picioarele în butuci și spune Sfânta Scriptură că la miezul nopții, Pavel și Sila au început să cânte și să dea slavă lui Dumnezeu și să să se închine lui Dumnezeu în lanțuri și în suferințele lor. Ei au știut adevărul acesta fundamental, că trebuie să te închini lui Dumnezeu atunci când vine greul, când vine necazul. Aveau o mulțime de motive să fie disperați, nu așa? Într-o țară străină, ești arestat fără cercetare băgat în pușcărie și nu știi dacă mai ești de acolo sau nu, ești într-un teritoriu cu păgâni, nu cu oamenii lui Dumnezeu, așa, te poți aștepta la orice. De ce ești acolo? Ești acolo că ai predicat Evanghelia. Ce păzește Dumnezeu ăsta în ceruri dacă ne lasă pe noi ăștia care predicăm Evanghelia să ajungem aici? Este o regulă foarte simplă și gândiți-vă că asta ni se întâmplă în fiecare zi. Când ni se întâmplă un lucru rău, ne îndoim imediat de conducere, de la care conduce. Vine cine știe ce ne caz, cine credeți că e de vină? Obama. Bineînțeles că ăsta e de vină pentru toate lucrurile. Uite unde a ajuns America asta, nu? Cine devine, domnule? Că ceva în biserică. Pastorul devine, domnule. Nu? Cine devine? Bărbatul, șeful casei, ăsta e devine, domnule. Ne îndoim de conducere. Pune, ăsta nu știe să conducă, domnule, nu știe să conducă. Știți că la extinzând ideea asta, când vin un peste noi, mai ales atunci când suntem nevinovați, când predicăm Evanghelia și ajungem la pușcărie, ne îndoim de Dumnezeu. Nu? Ioan Botezătorul este la pușcărie. De ce? Pentru că s-a dus la Irod și a spus, tu ești un curvar, trăiești cu nevasta fratelui tău și este împotriva legii lui Dumnezeu și o să te bată Dumnezeu, indiferent cât de rege de mare ești tu. Și el la pușcărie. Aflat la pușcărie, a trimis vorbă Domnului Iisus să-l întrebe ești tu Mesia sau trebuie să așteptăm pe altul? How in the world pui asemenea întrebare? Pentru că la pușcărie gândești cam așa. Măi, dacă ăsta ar, este, ar fi Mesia, nu? Cu adevărat, ăsta nu m-ar lăsa pe mine aici, în pușcărie, acum. Nu? Ne îndoim că cel care conduce, conduce bine lumea. Ne îndoim de Dumnezeu. Pavel și Sila aveau toate motivele să spună, Doamne, dar noi am venit de acasă, ne-am părăsit familiile, țara noastră, am plecat în misiune, am plecat fără bani, am suferit enorm de mult și acum suntem și la pușcărie din pricina Evangheliei tale. Ce fel de Dumnezeu ești tu? Cum conduci tu lumea asta? Ai uitat de noi? Păi ne-ai spus că este extrem de important să mergem cu Evanghelia până la marginile pământului. Uite că ne-am dus și am ajuns la pușcărie. Fă ceva. E bine, Pavel și Sila nu gândesc așa cum gândim noi de foarte multe ori. La necăaz dăm vina pe Domnul și ne supărăm pe El. Nedreptățiți, persecutați, ne simțim părăsiți de Domnul. Știți că foarte mulți oameni vor să se răzbune pe Dumnezeu atunci, să apucă de băutură, să apucă de prostii, să dea o lecție Domnului. Wow! Mulți ani de zile am lucrat la Church of God cu un om care a fost foarte binevoitor nouă românilor. Mă rog, a ajuns la, a schimbat slujba, a primit o altă slujbă, și peste vreo 10 ani de zile l-am întâlnit și nu mi-a venit să cred. Nu mi-a arătat deloc omul pe care eu îl știam. Acum avea un păr lung, arăta nespălat, mirosea ca un homeless. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu, cu dumneavoastră. N-a vrut el să-mi spună foarte multe lucruri, dar am aflat de la alții. I-a murit soția și imediat după ce i-a murit soția, biserica care l-avea angajat l-a dat afară, pe niște motive ne, nejustificate. S-a trezit în stradă, s-a trezit fără bani, s-a trezit singur și s-a supărat așa de tare pe Dumnezeu și biserica lui, că s-a dus și s-a îmbătat. Ei bine, după ce s-a îmbătat, știți cum diavolul Ioane zice, hai să mergem la băute, dar să mergem așa pe, pe margine să nu ne vadă lumea. Nu? după ce ai băut bine, diavolul zice, Ioane, nu, acum hai prin centru, <gătări> să ne vadă toată lumea. Nu? Și l-a prins poliția pe ăsta, cu viteză, beat la volan, reverendul de altă dată, l-au arestat, l-au băgat la gel și bineînțeles că poza fratelui reverend a apărut în ziarul orășelului respectiv pe prima pagină. Colac peste pupăză, nu? Când vin relele, vin la pachet nu? Nu vin singure, ca astea să plictisesc să vină singure, vin cu grămada. La nenorocit, pur și simplu, faptul că, la necaz, n știut să laude pe Dumnezeu, în lanțuri, în pușcărie, n știut să laude pe Dumnezeu, în pustie, n știut să laude pe Domnul, s-a supărat pe Domnul, s-a răzbunat pe Domnul. Ori de câte ori ne răzbunăm pe Dumnezeu, ne răzbunăm pe noi înșine. Pavel și Sila au toate motivele să se simtă părăsiți de Domnul. Decizia lor este complet alta. Decid să se roage și să cânte cântări de laudă în pușcărie. Sunt fericiți de privilegiul care li s-a dat să sufere pentru Domnul așa cum au suferit toți apostolii. Iată ce spune fapte, capitolul 5, versetul 41. Ei au plecat dinaintea soborului, care i-a închetat și a amenințat și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bazjocoriți pentru numele lui. S-au bucurat că li s-a dat un tratament de onoare să fie nedreptățiți, bazjocoriți pentru numele lui Hristos. Apostolul Pavel revine pe tema aceasta și spune că este un har să suferi pentru Hristos cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Ni s-a dat harul să suferim pentru El. Și Pavel și Sile au spus, nu, ni s-a dat un har așa de extraordinar, acum să suferim pentru Hristos. Erau bătuți bine, au fost bătuți cu nuiele în public. Erau flămânzi, probabil, singuri, în locul cel mai de jos al pușcăriei, cu picioarele îmbutuți și mâinile legate, laudă pe Dumnezeu. Decid să cânte. Decid să se închine înaintea Domnului. Și ce se întâmplă când știm să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, în lanțuri? Efectele sunt extraordinare. Un mare cutremur de pământ de s-au clătinat temeliile temniței. Toate ușile se deschid. S-au dezlegat legăturile fiecăruia, toți ceilalți pușcăriași. Le-au căzut lanțurile și bătuce de la picioare. Temnicerul se convertește împreună cu toată casa lui. Pavel și Sila sunt scoși din pușcărie și sunt îngrijiți, li se tratează rănile, li se dă de mâncare, sunt tratați omenește de către temnicer și a doua zi sunt eliberați. Când știi să auzi pe Dumnezeu în situațiile acestea extreme, se întâmplă minuni. Se întâmplă minuni. Uh, nu știu dacă noi vom avea harul acesta sau nu, să suferim pentru Domnul. Dar probabil că ni se va da unora dintre noi, chiar aici în America, să suferim pentru Domnul, să fim bajocoriți pentru El, pentru numele Lui. Considerați o, o onoare o cinste. Asta, onoarea asta nu se dă oricui. Harul ăsta nu l are oricine. Și acolo, în lanțuri, laudă-L și binecuvântează pe Dumnezeu. Știți că cele mai frumoase cântări pe care le-a compus Niculiță Moldoveanu s-au născut în pușcărie? Am văzut un interviu cu el și cel care lua interviu spunea, dar cum le-ați compus și cum cum le a scris? Cum le țineți minte? O, oh, zice el, simplu. Am găsit o bucățică de sticlă și o micuță și pe o piatră, pe pavajul, pe florul pușcării, am, am scris. Și pe urmă le-am învățat pe de rost, zice Le-am pus aici în minte le-am învățat pe de rost, le-am învățat pe de rost. Știți că atât el cât și Traian Dorz au compus în pușcărie mii de cântări și de poezii și au venit cu ele în minte de acolo, au venit de acasă și le-au scris. Wow! În pușcărie se pot naște cântări, se pot naște poeme, se pot naște profeții, dacă știi să-L pe Dumnezeu în situația aceea. Când știi să-L pe Dumnezeu în închisoare să dezleagă legăturile fiecăruia, să deschid ușile pușcăriilor, să convertească oamenii. Unchiul Rodica, unchiul Traian, ne povestea că a fost în pușcărie cu Vumbrand, aceeași pușcărie cu Richard Vumbrand. Nu l-ați cuno cunoscut personal, n ați de vorbă cu el, dar a auzit în continuu o vorbă. Deținuți se spuneau, liniște, faceți liniște, se roagă. Omul să se roagă. Când se ruga în pușcărie Richard Wombrand, celălalt deținut tăceau, făceau liniște. Ok? Făceau liniște. Uh, omul acesta a avut o influență extraordinară. Prezența unui om al lui Dumnezeu în suferință, care știe să laude pe Dumnezeu în suferință, este extraordinară. Să schimbă oamenii, să schimbă situațiile, Dumnezeu eliberează oameni când știți să-L pe Dumnezeu în închisoare, în, în suferință, în lanțuri. Un alt exemplu, înaintea Calvarului, Domnul Iisus Hristos a cântat împreună cu ucenicii. Marcu 16, 26 După ce el a deconspirat pe Iuda și a spus unul dintre voi mă va vinde și toți au văzut că este Iuda, și Domnul a spus, prietene, du-te, fă mai repede ce ai de gând să faci. Când toți ucenicii aveau sufletul amar, nu înțelegeau de ce trebuie să moară Hristosul, ce se întâmplă cu ei, au sărbătorit Paștele, ultimul Paște împreună. La terminarea întâlnirii din seara aceea, au cântat cântările de laudă, spune Marcu 1426, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit pe muntele măslinilor. S-au dus înghețimani. Înainte să ajung înghețimani, Hristos a cântat împreună cu ucenicii cântările de laudă. Domnul știa că urmea să se întâmple arestarea lui, moartea lui pe cruce. Știa toate aceste lucruri. Noi suntem binecuvântați că nu știm ceea ce ni se întâmplă. Nu-i așa? Este mare, mare binecuvântare să că nu știm ce, ce, ni se întâmplă. Că dacă am ști exact care este uh, ziua de mâine și ce se va întâmpla ziua de mâine, nu știu dacă am supraviețui astăzi. Dar Domnul știe exact ceea ce se va întâmpla, de aceea cântă cântările de laudă împreună cu ucenicii. Uh, parcurge ritualul acesta de Paști. Cântă cântările tradiționale un asemenea eveniment. Nu se lasă pradă emoțiilor în mijlocul cenicilor. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu nu prea am chef să cânt când sunt supărat. Nu? Eventual fluier, așa, pagubă. Nu? Toată viața am încercat să, să, să cânt din frunză, n-am știut deloc, dar era un vecin de-a meu, când era necăjit, domne, doinea asta dintr-o frunză, de nuc sau de ce nu știu de ce, dar cânta formidabil. Nu știu cum o țineam între dinți, între buze, nu știu, dar cânta nimai pomenit. Își, își ventila necazurile. Să, să știi că vei fi arestat și să te apuci de cântat. Nu? Mâine vine să te lege, peste câteva ore va veni uda să te sărute și să te va da în mâna Călăilor și tu cânți. Mai ai putere să cânți. Lucrul acesta este absolut remarcabil. Este remarcabil. Poate că și Domnul are nevoie de cântările astea, dar au nevoie ucenicii de asemenea cântări, pentru că vor fi traumatizați, bate-se va păstorul și oile se vor risipi. Cântările acestea îl pregătesc pentru lupta din ghețimanii. Știe că o să rămână singur. Știe că unii o să fugă și unii o să dormă. Știe că trebuie să se roage în timp ce prietenul lui dorm. Știe că va rămâne singur și va trebui să rostească peste câteva ore cuvintele acelea absolut unice, tulburătoare. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai părăsit? Și totuși cântă. Cântă în ajunul luptei din Ghețimani. Când spune, Doamne, n-ai altă variantă, nu se poate altfel, n-ai putea să schimbi metoda asta de a salva lumea. N-ai putea să salvez lumea altfel decât trimițându-mă pe mine la cruce? N-am putea trece peste paharul ăsta pe care trebuie să-l beau? Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, facă-se voia ta. Cântă înainte de ghețimani. Domnul nu și ventilează durerile înaintea ucenicilor. Când vine un necaz, de-abia așteptăm nu, să dăm peste un ascultător bun, un iubit ascultător să-i povestim necazul nostru. Știți care sunt cei mai plictisitor oameni? Aia care nu mai tac cu povestea lor despre durerea de stomac, ca să-i putem povesti noi despre durerea noastră de stomac. Nu? avem nevoie de ascultători buni, să ne ventilăm necazurile, să povestim, a, când am fost eu, când am... poveștele noastre. Nu ați observat că pe măsură ce trec ani, aceste, aceste, povești devin tot mai dramatice? Adăugăm ceva la ele și sunt tot mai grozave și tot mai dramatice și mai nemaipomenite. Nu, domnul nu își ventilează necazurile înaintea ucenicilor, ci și le ventilează înaintea tatălui să duce în ghețimane și își deschide inima și își varsă inima înaintea lui Dumnezeu. Domnul știe că înaintea marilor suferințe e bine să te închini și să-L pe Domnul. De aceea vine și biruința după aceea. Vreau în concluzie să spun câteva lucruri. Cu toții avem zile rele și dificultăți. nu așa? Toți, nici unul nu suntem scutiți să nu spuneți că sunt oameni care n-au necazuri. Așa naiv suntem noi, crede că mai ales oamenii ăștia bogați, ăștia n-au necazuri, la ne loc, ăștia. Rugați-vă, Domnului, să nu stați în papucilor nici măcar o oră. Că să nici nu dorm noaptea, că o să le fure cineva bani, o să-i jefuiască și o să... Oare au pus alarmă noaptea asta? Duc de vreo două, trei ori să vadă, nu? câinilor aia mari din curte o să păzească oare când vin hoții. Wow. Toți oamenii au necazuri. Toți oamenii au necazuri. De ce un predicator faimos spunea, vorbiți despre necazuri, că în orice bancă este unul care le are. O să fii foarte popular cu predicile dacă vorbești despre necazuri. Toată lumea are necazuri. Dar dacă toți avem necazuri, ascultați-mă bine, nu, tot ce, nu ceea ce ni se întâmplă este important, cât de importantă este reacția noastră la cele ce se întâmplă. Cum reacționăm când vine necazul? Protestăm? Ne supărăm pe oameni, ne supărăm pe Dumnezeu, nu mai vorbim, nu mai mergem la biserică, nu mai cântăm, ne dăm demisia. Sau chemăm un cântăreț cu harfa? Sau punem noi mâna pe harfă și cântăm? sau dacă nu este nicio harfă și nu poți să cânți că mâine sunt legate, deschideți vocea, laudă-L pe Domnul în lanțuri. Asta să fie reacția noastră și nu alta. 3. Caută-L pe Dumnezeu în ecaz și laudă-L închinându-te înaintea Lui. Când vine cazurile. nu încerca să le rezolvi, că prima noastră reacție este cum să scăpăm de ele. Prima reacție trebuie să-L căutăm pe Domnul și să te apuci să cânți. Chiamă soția și spune, hai să cântăm o cântare, Domnule, hai să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Știți că Iov a trăit una dintre cele mari, mari tragedii umane, nu-i așa? Știți ce a spus asta? Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Asta da atitudine. De aceea Dumnezeu i-a dat de două ori mai mult din ce a pierdut. O să spuneți, nu e adevărat, frate, că i-ar da numai 10 copii. Da, da, eu, credea în veșnicie, avea 10 copii aici și 10 în cer. Tot doi, tot dublu i-a dat. Okay? Tot dublu. A dat de două ori mai multe cămile, măgari și așa mai departe, de două ori mai multe. Acum nu știu dacă a dat Domnul și eu vreo două socre în schimb, în plus. <laughs> da i-a dat de două ori mai mult Om. laudă pe Domnul atunci când vine necazul laudă-l pe Dumnezeu, închină-te lui închinarea noastră aduce prezența Domnului între noi închinarea noastră închinarea noastră din biserică ar trebui să aibă ca focus să aducă prezența Domnului între noi să coboare Domnul aici între noi cântăreților Rugați-vă Domnului, faceți repetiție, e fain că față de repetiție, dar în restul zilelor a săptămânii, rugați-vă Domnului ca să vină, să coboare Domnul la cântările noastre aici, în biserică. Okay? Să coboare Domnul la cântările noastre. Cred că asta este scopul închinerii, să coboare Domnul în mijlocul laudelor lui. Și ultimul lucru, avem o cântare și nu știu dacă am putea o cânta în seara asta, cred. Cred că am putea să o cântăm. Cântarea mea e numai despre Isus. Okay? Știți cântarea asta? Laurențiu, hai să o încercăm, Paul, hai să o încercăm. Cântarea mea e numai despre Isus. Nu mai cântați despre necazurile dumneavoastră, nu mai cântați despre barca vieții pe oceanul furtunos, nu? Nu mai cântați despre alte lucruri, că dacă tot auzim de necazurile astea, necazurile devin mai mari. nu? Cântarea mea să fie numai despre Isus, despre Domnul. Haideți să ne focalizăm cântarea noastră spre El. Și atunci când alegem cântările, ele să aducă slavă și glorie Domnului Isus Hristos. Cântarea mea e numai despre Isus.